Au decis să ajute la reparația Filarmonicii Naționale, care a ars în urmă cu o săptămână și jumătate colectivul artistic al Inspectoratului de Poliție. Strășeni a donat astăzi banii câștigați la un concert. Până acum, mai mulți artiști, oameni și chiar întreprinderi au contribuit financiar pentru a restaura edificiul Filarmonicii. Deocamdată nu se știe exact de câți bani va fi nevoie. Potrivit directoarei, pe contul Filarmonicii s-au adunat peste 100.000 de lei. A doua zi după ce Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a fost mistuită de flăcări, au fost deschise mai multe conturi pentru donații. Astăzi au decis să pună umărul și cei din colectivul artistic al Inspectoratului de Poliție Strășeni. Aceștia au donat banii pe care i-au câștigat anul trecut la un concert. Orice donație este totdeauna plus. Da. Știți cum ziceau la biserică? Vine băbută și cu un leu de iede din tot sufletul. Așa și noi, i-am dat din tot sufletul. Directoarea Filarmonicii a decis și pentru ce vor fi cheltuiți banii. Pentru hârtie de multiplicare a notelor. Iată, noi o să cumpărăm hârtie concretă, hârtie A3 A4 și A3 pentru partituri. Înainte de a dona banii, conducătoarea artistică și comisarul Inspectoratului de Poliție Strășeni, care este și solist, au trecut pe la filarmonică, pe scena care au cântat când erau copii. A trebuit să donăm cât de puțin la această pierlă culturii, această clădire. Este foarte tragic, fiindcă eu, din mic copil, când învățam la școala de arte, aici am petrecut în scenă, am cântat în cor, când am învățat la Institutul de Arte, iarăși aici am cântat în scenă. Încă de mic copil am cântat pe scena Filarmonicii. Îndemn mulți, toți, care și cât poate să facă o donație. Deocamdată, pe contul Filarmonicii s-au adunat peste 100.000 de lei. Încă nu este clar de câți bani este nevoie pentru restaurarea edificiului. Oamenii continuă să aducă mici donații, cine 200, cine 300, acum a fost o donație de 1.000 de lei. Muzicienii donează, familia Golomos ne dăruiește un clarinet piccolo care costă 3.500 de euro. Doamna Buinovski, fosta directoare a liceului Porumbescu, a adus o donație din partea familiei de 10.000 lei. Deși în spațiul public se vehicula că Filarmonica ar putea fi amplasată în alt loc, directoarea dă asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. Tare mi-aș dori să facem asta cât mai rapid, dar asta normal că o să dureze ani. Minimum 2 ani. Rămâneți acolo, așa se discută. Doar acolo, Metropolit Varlam 78, doar acolo. Altă adresă nu poate exista. Incendiul care a mistuit edificiul Filarmonicii Naționale a izbucnit pe data de 24 septembrie în jurul orei 12. 10 autospeciale și aproape 60 de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 10 ore. Focul a fost stins în totalitate abia a doua zi dimineața.